Păi mie nu mi-a fost deloc dor. De fapt, fiecare secundă care nu trebuie să te văd e cea mai bună vacanță din lume. Mi-a rănit inimioară, Omas! Sună-mă! Poate e mai bine așa. Taci! Nu știi nimic despre asta. Dar tocmai ai spus că viața ta e un iad. Tu nu știi ce e dragoste. Nici nu cred că vreau să știu. Bun, domnule antrenor, cum vă numiți? Antrenor. Da, nu funcția, numele. Antrenor. Tom antrenor. Serios? Ha, nu e de mirare că nu sunteți luat în serios la școală. Bun, domnule antrenor, vreau să-l munciți pe băiatul ăsta nou foarte tare. M-ați înțeles? Nu, dar asta nu m-a oprit niciodată în trecut. Treceți pe teren! Faceți-ne mândri în afară de băiatul cel nou. Fă-mă de rușine. Gogomanule, acum, tine depinde, indiferent ce ar însemna asta mai exact. Salva școala de invadatori minotauri! Ce e asta? Majoretele noastre au schimbat tabăra! Dezertoarelor! Acum sărut-o! Am zis sărut-o! Nu! Sărut-o cu sentiment! Hei, ciudatule! Jocul funcționează așa! Tu mergi în direcția opusă tuturor celorlalți! Hei! Ce e asta? Sunt onorat cu tributuri. Ciudatule, afară de pe teren! Ești o glumă! Și nu una bună! O glumă proastă pe care o găsești în bomboanele de Crăciun! Asta da, spirit de echipă! Ia uite câte mascote au! Și ce pasiune! Du-te înapoi, în labirint! Hiro, din nou. Sunt un prinț. Asta fac eu. Ești un prinț? Iar eu sunt foarte... Da, știu. Ești atrăgătoare. Toată lumea spune. Acum, dacă îmi permiți, trebuie să strig ceva înainte să o fac. Așa fac eu. Ce zice dacă nu? Ce-ar fi să plecăm în liniște din haosul ăsta? Ia-mi ia, domnule. Am pierdut-o. Ce neatent sunt.
frumoasa și corupta mea școală. Ia cu mâna de pe soțul meu! Ce ai spus? Avir, minte! Oh, serios, cumpule? Sora gazdă, ea e Avir, a mea, cum îi spuneți voi? Ușor, uite așa, S-O-T-I-E. Logodnică. Dacă vrei să te legi de flacuri. Oricum ar fi, ai încălcat înțelegerea dintre clanurile noastre și vei plăti prețul pentru asta. Stai puțin, cum adică ai încălcat înțelegerea? Nu e timp de discuții despre asemenea trivialități. Trebuie să luptăm până la capăt. Oh, avem timp, prietene, acum explică-te. A fugit în ziua anunții noastre. E cam sadic. Ai lăsat o baltă? La altar, adică? În cea mai importantă zi din viața unei fete? Dar cel mai important detaliu este că nu ești maritată, nu? Ești încă disponibilă, nu? Te vei întoarce cu mine. Căsătoria noastră aranjată va continua. Altminteri, războiul dintre clanurile noastre nu va înceta niciodată. Și îmi vreau tortul de nunt! Nu pot, Avir. Te rog, iartă-mă, dar sunt îndrăgostit de altcineva. Foarte bine, atunci nu-mi dai de ales. Max! Bună, dulceață! Ce faci, Denmit? Mă adaptez, draga mea. Să recunoaștem, nu sunt vreun geniu. Să fiu slujitor e o opțiune de carieră destul de bună, iubi. Și ea e destul de frumoasă. Însoară-te cu mine sau chestia asta respingătoare dispare. Prea bine. Serios? Grozav! Ce părere ai? Sus sau jos? Jos. Sunt pregătit, draga mea. Fiecare trebuie să se întoarcă în lumea lui sau calea rămâne deschisă. Nu plânge, dulceață. Eu nu plâng. Să fie așa de tine, Max. O să te gândești la mine din când în când. E imposibil să te uiți, iubito. Frate. Ce e asta? Și sunt plătit pentru asta, nu? Și primesc vreo recomandare, ceva? Vrei să vorbim despre asta? Oh. Ești bine, Max? Ți-am spus, John. Sunt o maimuță singuratică. O să fiți mai în siguranță aici, până când mă gândesc ce să fac cu voi. Ce? Pleacă! M-ai făcut să mă îndrăgostesc de o figurină sau de un personaj una din cărțile tale sau ce-o fi fost el. Îmi pare rău, surioară. Lasă-mă în pace. The rules of the game got stretched out of shame. It'll never go back to what it was. I've seen huge explosions, monsters from the ocean, not the same as I was back then, but now I'm grounded again. But now I'm grounded again. Scumpo, nu a semnat nimic! Tu ești a mea! Sunt lângă tine 100%! Nu au strigătul inimii mele!
Hey! Charity! Ești prea bună pentru el, Charity? Sunt o minunăție fără partener la balul de absolvire. Și Stinky e prea bun pentru mine acum. Se pare că arde la ciocul lui Sloan. Romantic! Charity! 100% scumpo! 100%! Băiatul ăsta n-are rușine! Nu l-a ascultat, Charity! Măcar el nu face găuri în continuumul spațiotemporal și nu se joacă cu universul sau mai știu eu ce-ai făcut tu? Am terminat-o cu toate astea! Crede-mă! Nedeumon? Dar cum? Minotaur! Dar de ce? Adolescenții arată mai ciudat cu fiecare an. Cum? Frumoasă intrare, tocilarule! Unde sunt, Max? Despre ce vorbești? De inima mea frântă sau de sufletul meu chinuit? Cărțile, Max? Ce ai făcut cu ele? Nu știu ce zici, prietene. Max, știu că ți-e dor de ea. Nu înțeleg de ce, dar știu că ți-e. Dar trebuie să recuperăm cărțile. Sunt periculoase. Nu, să iubești prea mult, asta e periculos. Să iubești prea mult. Cât bani ce ai băut, Max? Știi că nu faci față la băuturile dulci carbogazoase? Da, mai vreau. Max, ai băut destul. Ție-ți e ușor să vorbești, tu ai parteneră. Dar nici măcar nu vrei să vorbești cu ea, nu-i așa, Johnny, băiete? Tu te și dansează cu ea odată, uite acolo. Fă-o înainte să sfârșești așa ca mine. Un tont amețit care se sprijină de bar. Am zis mai vreau. Caută un alt amărât cu inima frântă, Johnny, băiete. Suntem așa de mulți. Doamnelor și domnilor, vă rog să aplaudați pe miros de putregai! Întoarce-te! Întoarce-te! Întoarce-te la mine! Domnule Rogerson, nu știți ce faceți! Ba da, ba da, te-am văzut și pe tine și pe prietenul tău! V-ați jucat cu cărțile astea! Avir! Întoarce-te! Tu ai fost cea mai frumoasă și mai crudă femeie de serviciu pe care am avut-o! Mă îndrăgostesc de tine! Îți spun, mă îndrăgostesc! Iar acum e o mare plăcere să vi-l prezint pe tânărul Hiro Tanaka al școlii Dux. Tu nu ești Hiro! Tu ești ăla care s-a costumat în Hiro! Eu sunt Hiro Tanaka! Scrie și pe pașaportul meu! Vrei să spui că nu trebuia să suport niciun fel de comportament de delinvent? Că nu trebuia să stau să mă uit cum școala era distrusă? Că ai fost aici tot timpul luând note bune? Asta vrei să spui? Dați-mi cărțile, domnule!